Vremea frumoasă de afară anunță mai degrabă primăvară decât anotimpul rece. Cu toate acestea, însă, sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar magazinele de profil din oraș sunt tixite cu globuri, betală și moși Crăciuni. Dacă unii dintre făgărășeni au început să cutreiere magazinele în căutarea podoabelor de Crăciun, dar și a cadourilor, unii însă și-au luat gândul de la astfel de cumpărături. Forfota din anii trecuți prin magazinele din Făgăraș a fost înlocuită cu teama că pensiile și salariile nu mai ajung pentru traiul de zi cu zi. La asta se gândesc majoritatea concitadinilor acum, când doar o lună ne mai desparte până la sărbătorile de iarnă. Încă nu. Așteptăm pensia și pe urmă să începem. Să vedem cât ne ajunge, ce ne ajunge. Deocamdată suntem în așteptare. Săptămâna asta, dacă vine pensia, o să începe cu cumpărături, cu umblat, să vedem unde e mai ieftin. Asta căutăm la pensiile noastre. Nu chiar, nu. Avem, ne mai gândim. Ce bine ar fi dacă ne-am pregătit, dacă am avea bani. Nu mai e ca înainte. Chiar ne limităm. Mâncare obișnuită ca de fiecare dată. Pensiile sunt foarte mici. Eu am 5 milioane. N-am bani, trebuie să iau în rate. Și ce să mai fac? Asta e viața pensionarului amărât. Cu toate acestea, magazinele de profil din municipiu s-au aprovizionat din plin cu marfă de Crăciun, iar rafturile sunt pline cu beteală, globuri, care mai de care mai frumoase, dar și cu moși Crăciuni de toate mărimile. Vânzările nu mai merg așa bine ca în alți ani, însă vânzătorii sunt încrezători că făgărășenile vor călca pragurile și își vor umple sacoșile, mai ales că anul acesta pentru împodobirea bradului de Crăciun se poartă globurile verzi. Și asta pentru că 2010 este anul biodiversității, anul în care sărbătorim natura. Ne-am pregătit cu foarte multe produse de Crăciun, așteptăm cât mai mulți făgărășeni să cumpere. Ne-am pregătit cu globuri, beteală, moș Crăciun, din plușuri, ceramică, aranjamente pentru iarnă. Așteptăm cât mai mulți clienți făgărășeni să vină la cumpărături. Avem promoții la beteală, la globuri. Și în supermarketurile din oraș a fost deja amenajat raionul destinat produselor de Crăciun. Rafturile încărcate cu fel de fel de dulciuri în formă de moși Crăciuni, ireni, ghetuțe, brăduți, dar și decorațiunile pentru casă și brad îi atrag ca un magnet pe toți care calcă pragul magazinelor. Am cumpărat o tavă, portocale, dar mai am de cumpărat, încă n-am finalizat cumpărăturile. Pentru brad ați cumpărat ceva? Acum, deci... Mă uit prima dată și ce găsesc o să cumpăr. Până la venirea lui Moș Crăciun, pe 6 decembrie, ar trebui să ne curățăm papucii pentru ca Moș Nicolae să nu ne uite.